Seara. Bună. Da, bună seara. Aproape 6. Bine, 6 și 10 în țară și 5 și 10 la mine aici. Păi, am deschis un loc aici ca să fac un articol de blog pe tema filozofia de viață și e un picuț de articol aici în spaniolă care se ocupă de chestia asta, foarte mic. Tocmai de-aia mă și ocup de el acum că am timp puțin. Și în limba română, după cum se vede, nu are versiune, are ceva în daneză, în engleză, în turcă, în georgiană, în persă și în arabă. Și cred că în coreană. Chinez. Bun. Asta nu-i mare. Și ca să înțelegem despre ce e vorba, o să-l traduc. Dar, stai să iau mai mult un pic. Dar, e foarte interesant și asta cu criza existențială. Da, îl iau de aici și îl pun în traducător, adică aici. Și traducătorul nu o să facă el cea mai bună treabă, dar ajută. Așa. Acum, ca să... Asta trebuie să-l șterg de aici, că nu ne ajută la nimic în situația asta. Și acum, ca să pot eu să vorbesc pe tema lui fără să încurc socotelile pe aici, o să deschid o pagină aici, la conceptele de bază ale proiectului. Nu, nu, nu. Nu. Hai să o facem. Asta e un site nou, al meu, mai nou. Și nu vreau să-l murdăresc cu alte chestiuni, dar hai că ăsta merge. Deci o să... Nu, 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 nu. Lasă-l așa neumblat, că ăsta are altă treabă. Păi, hai să caut altă portiță. Enciclopedia, așa... Unde să-l pun eu pe ăsta, doamne? Hai să-l pun la... Hai să-l pun aici. Gândește, gândește, gândește. Hai mă gândește mai repede, că am puțin timp. Așa. Și aici am subpagini, multe subpagini, dar o să mă opresc la lipsa de cunoaștere juridică, analfabetismul politic și aici la litera ce am zis de asta, filozofia. F. F. Per plei farisee, lunile de domn. Bun. La litera F. Da. Și aici o să facem noi așa. Deschidem noi o pagină. Și... La litera F. Da. Adică aici. Ce zicem noi aici? Zicem că adăugăm o subpagină. Bravo! Deci, filozofia, filosofia de viață. Viață. Păi, mai bine așa, că
avem aici diacriticile. Și scriem aici în paranteză filosofie, filo. Sofia de vida, ca să fie și în spaniol. Filosofia de viață. Articulat sau nearticulat? Filosofia de viață. Hai, las-o așa, filosofia de viață. Bun, hai, las-o așa, că pe urmă, dacă mai e nevoie, eu îi mai fac eu câte ceva. Deci, prima dată am nevoie aici de... ce am eu nevoie aici? Prima dată... Hai să scriu momentul când am făcut-o, că pe urmă... Uite, deci, pas, start... Up, on... 25-11-2021, ora 17 și 13 minute și 9 și 13 și 15. Mă, de ce nu vezi bine ochelarii? Deci UTC plus 1. Așa, Paterna, Spania. Deci asta e ora. Ora Spaniei. Spani. Bun. Acum am făcut aici localizarea, cum se zice, și acum hai să-i dăm o publicare. Ca așa să o înregistrează el, că s-a, că la ora asta a fost creat. Mă rog, asta nu știu dacă se mai înregistrează, cum se înregistra înainte, dar așa am rămas eu învățat. Îi dăm publicare aici. Și avem jumătate de treabă făcută. Mă rog, jumătate am făcut, nimica. Acum, punem aici prima dată trei coloane. Și aici venim noi cu textul ăsta din traducător prima dată. Textul ăsta în spaniol, care are 312 bites. Foarte mic, n-am mai tradus așa articole mici de foarte mult timp, dar e bun pentru ce am nevoie acum, că îmi pus doi iepuri dintr-o lovitură. L-aș publica în Wikipedia, dar bandiții ăștia elimină. Mi-au eliminat o grămadă de articole care zic ei că n-au suficientă bibliografie. Dar eu am strâns o grămadă de articole care n-au suficientă bibliografie și sunt acolo bine mersi de ani de zile sau mai proaspete și nu le mai dă nimeni afară. Problema e că le cam strică feng shui-ul ce public eu, ce aduc eu de pe afară, și cam asta e problema principală lei. Bun, deci pe asta îl facem roșu. Așa. Și am uitat câte... Am uitat câți biți am zis că are. Roșu. Câți am zis că are? 312. Hai să scriu acum că iar uit. 312 biți. 312 biți. Bun. Și acum. Acum luăm noi de aici articolul ăsta, textul ăsta, așa cum l-a tradus domnul traducător automatic, și îl punem aici în în a doua coloană. Așa, facem și aici operația asta de mișurare a distanțelor între rânduri.
uite așa și uite așa. Și îi dăm aplicare. Bun, și acum au devenit sensibil egale. Și acum luăm textul ăsta de aici. Nu, deocamdată nu vreau. Dar hai să încerc aici să vedem ce așa vede corectat. Filozofia vieții, întorc așa. Când întorc așa, să pot eu să folosesc diacriticile, când întorc așa, ăsta s-a deformat, nu mai este cum era originalul și acum fiind mic, hai să zicem că țin eu minte cam ce scrie în el, dar când e mai mare nu pot să țin minte. Și atunci de-aia trebuie să trei coloane acolo. Filozofia aici trebuie de viață. Viață. Este un concept care se referă la atitudinea pe care o adoptă o persoană cu privire la sensul vieții, bazându-și stilul de viață și toate aspectele vieții quotidiene în general, după o anumită doctrină filozofică sau anumite valori universale. Vezi, și criză existențială. Deci, și așa. O să mai lucrăm un pic la felul în care e exprimat aici, dar asta o să o fac în partea asta, dacă unde le-am sub ochi pe toate trei versiunile. Punem aici. Param. Pam, pam. Și acum facem și aici reducerea asta de distanță între rânduri, ca așa. Înforțează mâna domnului. Bun, ce-am făcut? Bubiță, ce vorbiți? Ai greșit. Pe aici aveai dreapta. Spațiu personalizat. Și aici ștergem zecimalele astea și lăsăm decât întregul. Și avem noi așa. Ce am făcut eu aici? N-am terminat de... N-am făcut bine. Bun. Și acum. Ăsta îl facem noi, îl băgăm în umbră, ca să înțeleg în primul rând eu și pe urmă și cititorul care se obișnuiește cu felul meu de a lucra, că ăsta este acel text trecut trecut doar prin traducătorul automat. Aici o să scriu eu deasupra ce treabă are fiecare coloană, dar asta mai bun. Și aici zicem așa, la filozofia de vida este un concepto che se refiere alla attitudine che una persona adopta con rispetto al significato con privire la significazione vieti. Bazându-și stilul de viață și toate aspectele vieții sale cotidiene, sale cotidiene, în raport în general, după o anumită doctrină filozofică sau după anumite valori universale. Deci, bazându-și stilul de viață și toate aspectele vieții sale quotidiene, în general, în raport cu o, eu așa scriu, în raport cu o doctrină, în raport cu vreo doctrină, vreo anumită doctrină filozofică sau anumite valori universale. Bun.
O lăsăm așa deocamdată. Asta hai că o mai iau o dată și o mai pun în traducător, pentru că pe aici au mai apărut niște diacritice și eu n-am diacritice în tastatură. Și uite, așa ne chinuim cu scriptură și cuvinte. Deci, filozofia de viață este un concept care se referă la atitudinea pe care o adoptă o persoană cu privire la semnificația vieții, bazându-și stilul de viață și toate aspectele sale, vieții sale cotidiene, în general, toate aspectele vieții sale cotidiene în general, în raport cu vreo anumită doctrină filozofică sau cu anumite valori universale. Așa, luăm de aici și îl punem aici. Bun, și acum ne ducem noi, deci cam așa. Ne vedem aici mai de cu anumită. Ia să vedem. Bazându-și stilul de viață și toate aspectele vieții sale cotidiene în general. Pe ăsta îl fac, uite așa, ca să fie o singură chestie, bazându-și stilul de viață, pe de o parte, așa, și toate aspectele vieții sale cotidiene în general, în raport cu o anumită doctrină filozofică sau așa spune. Bun. Și acum, ne ducem aici și vedem linkurile din text. Avem prima dată niște linkuri în text, avem filozofia de vida. Bun, deschidem prima dată la filozofia. Filozofia este un articol care are, se pare că e mai bogat în limba română decât în limba spaniolă, dar ia să vedem noi, dacă mi-aduc eu bine aminte. Aici, da, avem 35.000 36.573 pe limba spaniolă de bite și în limba română avem unde ești? Aha, aici. Avem 63.071. Dar aici s-a întâmplat ceva. Aici a venit cineva puternic, babul ăsta. Babul ăsta a umflat foarte multe articole în ultima perioadă. Deci ăsta e din 2020, noiembrie 2020. Da, uite, era 11.353, eu știam mai sărac decât ca articol, decât ăsta spaniol. Și a venit babul ăsta și a umflat foarte multe, foarte multe articole. O să-l am eu sub observație și mai văd eu care e chestia cu el. Da, nu m-am uitat cât de bine l-a umflat el acum, dacă poate că o fi având el așa vreo sursă, ceva de unde le aduce sau vreo capacitate foarte puternică de a traduce și a publica așa multe, așa repede, dar dacă așa o fi, meritul lui. Ia să vedem noi, deci aici avem, punem aici link, ca să știe cititorul care trece pe aici, apasă pe buton și ajunge la pagina Filozofia din limba spaniolă, dacă apasă aici. Și dă o culoare aici albastru. Și ce mai aveam noi de făcut? Ăsta era un articol care era, uite, așa de gros. Gros acolo la locul faptei. Dar știi ce o să fac aici? O să-l scriu Filozofia de viață. Uite așa. Altfel nu-mi place cum iese. De vida.
Da, și omul când apasă vede că ajunge la filozofie, pentru că de fapt filozofia nu e bine. Nu e bine, 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 că una e una, alta e alta. Hai, fugi de aici. Tim, 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 tim. Dar, avem un dar. Povestea e că acolo era toată chestia asta îngroșată de o singură culoare și eu atunci am să fac neagră. Uite așa. A, așa mă vede. Așa e mai bine. Și aici filozofia de viață tot la fel. Punem aici la filozofia, punem link-ul, așa cum e în textul original. Hai mă băie, temă că s-a făcut 17.30, mă, hai, aici punem link-ul, care conduce tot la pagina spaniolă și acolo apasă cititorul pe butonul din limba română și se duce la, la limba română. Dar de ce fac eu așa? Ca să-l oblig pe cititorul român să treacă întâi pe la, pe unde îi spun eu, pe la versiunile în limba spaniolă, măcar să le vadă, așa, ca chiar dacă nu știe să citească, să le vadă așa, ca volum, ca poze, dacă sunt poze pe acolo, și acolo apasă pe buton și se duce la versiunea în limba română. Așa, este un concept, ia să vedem noi acum ce avem aici. Ne întoarcem înapoi la articolul ăsta de aici. Așa, este un concept și la concept aici deschidem noi chestia asta și vedem că avem un articol. Hai să-i luăm link-ul. Avem un articol format din 12.576 de biți. Și pe versiunea în limba română avem un index destul de generos, așa. Și pe versiunea în limba română, ia să vedem noi ce avem aici, avem un articol, ia să vedem, parcă știu că am făcut ceva cu conceptul și mi l-au dat ăștia afară, l-au șters. Dar ăsta cred că e mult mai vechi. Da, 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 ăsta e foarte vechi. Cine l-a făcut pe el? Cine l-a făcut pe tine? Dorițo Nene? Ia. Aradu, da. Aradu ăsta a creat foarte multe, foarte multe începuturi de pagină, foarte multe cioturi, ca să zic așa. Încă de la început de atunci a avut o activitate destul de, are o activitate destul de densă și la ora actuală are 9632 de biți. 9632, parcă e mai mare decât al spaniol, nu, dar e aproximativ egal ca volum, ca virgulă calitate, nu stau acum nici să văd, mai mai aminte cum stăm, dar cine, care dintre cititori știam două limbile, mai compară și el, singur. Că nu pot să le compar pe toate, că sunt mii și mii și mii de articole care le am deja în lucru. Ia să vedem noi aici. Așa. Și ăsta aici. Punem și aici link-ul, același link. Așa. Nu culoarea, mă, băiete, mă. Ce cauți, mă, la culoare? Că nu, nu știi că nu rămâne. Dar, na, pleacă mâna. Glonț fără să o opresc. Închide, așa, și acum îi dăm culoare. Deci, dacă n-aș alege întâi culoarea, aș folosim mai puțin mouse-ul pe același cuvânt. Bun.
Și acum ne întoarcem înapoi și ne ducem noi la, iar la, ăsta e nostru de bază, persoana, și ăsta e, au, nu, 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 hai înapoi, că era actitud, actitud, așa, actitud, nu este în limba română, este doar în limba spaniolă și avem aici componentele actitud, cum zicem noi, domnule, actitud. Atitudini. Atitudini, da. Atitudini. Noi zicem atitudini. Păi iau linkul de aici, mă duc cu el aici și, da, uite, atitudini, a tradus bine. Măgarul ăsta de traductor care nu traduce mereu bine. Așa, punem aici linkul și bravo, Bobiță. Îl facem și pe ăsta mai albastru. Și acum, acum e partea frumoasă că pot să arăt cum celui care se uite, am mai arătat eu și în alte videouri, dar repet într-una, poate, poate o să mai treacă cineva, cel care se uite, poate mai trece pe aici și atunci a doua oară știe că linkurile astea pe care eu le vopsesc în roșu, în loc să le vopsesc în albastru, în goloana asta, în care goloana asta a treia, dau semnal că pagina asta, adică pagina asta nu există în limba română deocamdată și așa, poate cineva s-a apucat să o facă. Sau dacă nu s-a apucat să facă, că măcar să duce și vede ce scrie aici. Nu știu, mi-a ceva pe mine, că mi-e frig rău de tot. Rău, rău, rău. E un frig la mine în cameră, aici, în magazia asta, unde stau eu. Ups. E un frig, un frig, un frig. Bun. Gata, mi-am luat ceva pe mine, un capăt. Asta de casă și mai am puțin, mai am 10 minute, un pic mai mult. Așa, și mă întorc înapoi la persoana. Persoana, tot la fel, este un articol care are versiune și în limba română, dar aici e problemă cu conținutul uneia și conținutul celelalte sunt destul de diferite, dar până una alta este. Și dacă este, pe limba spaniolă, un articol de 8.949 de biți, 8.900, aproape 8, aproape 9. Și pe limba română este un articol de. Este un articol parcă mult mai mic de, a, nu e foarte mult mai mic, nu e 7.281. Luzominul ăsta l-am mai văzut zilele astea pe undeva. Persona. Așa, transformăm și cuvântul ăsta în link. Și așa. Când știu eu sigur că un articol are conținutul slab, termenul din partea asta îl fac în galben. Dar în momentul ăsta nu mai știu cu persoana cum este, că am construit eu niște pagini separate pe site-urile mele, ne m-am ocupat de conceptul persoană, când n-am fost mulțumit cum era abordarea pe secțiunea românească și nu prea am mai ajuns să văd ce ori mai fi făcut băieții pe aici, dacă ori mai fi îmbunătățit sau nu fi îmbunătățit conținutul. Așa că facem și pe ăsta tot albastru, pentru că, până la urmă, este acolo. Bine de rău, este. Și ne ducem înapoi și mai căutăm noi
Ce mai avem noi acolo? Alt link. Significatul de la vida. Pam. Semnificatul. Sentidul de la viață. Da. Și ăsta cred că are versiune în limba română. Dar să vedem întâi. Ia. Ce. Platonism, aristotelism, cinism. Și așa epicureismul, stoicismul, liberalism, criticism, mă rog. Ia să vedem cât ne oferă aici versiunea în spaniolă, 50.665. 50.600 și versiunea în limba română ne oferă foarte puțin. Cine l-a făcut și pe ăsta? Terra Florin. În 2012. Da. Asta e primul. Ia să vedem noi. Terapie. Mă rog, atunci era și mai puțin. Acum are și post. Ia, cine a pus poza? Cine i-a pus poza, băi, frate? Aici nu e. Aici nu e. Înseamnă că i-a pus poza Victor Blacus? Nu, nici el. Dar atunci, nu te analiz? Da, asta. Asta i-a pus poza în 2019, nu te analiz. Bun. Și ne întoarcem noi înapoi. Cât ani mai că are? 1544. Deci 1544 și celălalt avea? Așa, câte mega avea ăsta? Înțeleg, avea 1500, ăsta are 50.000 și ceva. Și atunci, aici... Aici o să punem așa, un... Să punem link-ul normal. Ce-am băbit, să n-ai făcut nimic? Ce-am băbit? Așa. Și după asta să-l facem albastru. Ca să se vadă că e link. Bun. Și în partea asta la altă, mergându-și așa semnificația vieții. Bun, și pe ăsta îl facem noi galben, ca turta de ceară, ca să mi-aduc și eu aminte, când mai trec pe aici, nu pot să-l fac galben, dar nu se vede. Îl fac așa mai portocal. Mi-ar plăcut mie să fie galben, dar nu se vede, ia, mă încerc. Așa mi-ar plăcut să fie. Dar nu se vede nimic. Se vede? Simplificația vieții. Hai să-l las așa, să vedem.
Hai să-l las așa. Vedem ce s-a întâmplat când îi dau publicare. Nu se vede mai deloc. În sfârșit. Hai să vedem. Îi schimb culoarea dacă nu merge așa. Așa. Și ce mai avem noi aici? Azi, stilul de viață. Stilul de vida. Asta n-are deloc. N-are deloc, n-are deloc, n-are deloc, n-are deloc. Alvin Toffler, Jeremy Rifkin, Subcultura, Habitus, multe chestii care sunt importante aici. Civilizație, bolile civilizației, genero de vida, Occident, Otium, postura ante la vida, Tao, mă rog, interesant. Ar fi, dacă ar fi, și în limba română. Deci, noi să avertizăm aici că nu este deocamdată. Uite, așa punem noi aici un link la locul lui. Pam. Uite așa. L-am pus aici la locul lui și l-albastrim și ne ducem aici înapoi la stilul de viață pe care tot la fel îl facem link ca pe toate de până acum, doar că o să-l boțim în roșu. Și, na, conduce la articolul în spaniolă, că doar în spaniolă este. Aici, deocamdată, românul nu găsește buton. Are cum ar fi drumul înfundat. Așa, dar așa află că acolo trebuie făcut ceva. Și ce mai avem aici? Mai avem o chestie cu toate aspectele de la viața cotidiană. Ăsta nu are nici măcar, nu are nici în spaniolă, deocamdată, viața cotidiană, un articol, așa că pe ăsta o să-l fac vinețiu. Uite, așa o să-l fac unde vânătca. Așa și pe ăsta tot vânăt. Și așa știu eu că astea două, hai mama lor, nu are nici în română, nici în spaniolă. Poate că are în engleză și poate că cineva se învrednicește și traduce oricolo, oricolo, ori în ambele părți. Bun, hai să ne întorcem înapoi. S-au pus 47 și timpul intră la apă. Doctrina filozofică, școala filozofică, ăsta, ia să vedem noi, cât are în limba spaniolă, în limba română n-are. Pentru că n-are, mie mai simplu, că termin mai repede. Ăsta are 5817 în limba spaniolă și scrie noi doctrina filozofică, adică nu scrie nimic, decât convertim ăsta în link. Hai, mă, mai repede o rumpi, mă. S-a făcut 48. Op, 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 hai. Vă și pe ăsta albastru un pic. Uite așa. Haide, 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 haide. Doctrină filozofică. Îi pune și aici linkul. Hai, mă, băiete, odată, mă, repede, 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 repede. Așa, și aici punem linkul și am zis că facem roșu. Roșu, uite așa. Da. Și îi punem noi aici culoarea roșie și ne mai ducem înapoi să vedem unde am ajuns. Ce mai avem noi la... Ce mai avem noi aici? Mai avem valores universales, adică valori universale, valoare universală. Nu avem nici aici, pentru limba română, nimic despre valorile universale.
putere, logros, hedonismo, autodirecțion, universalismo, foarte interesante lucruri pe care nu le avem și noi. Păi de ce să nu le avem, băi frate? Valor universal 7406 biți. Un articol foarte mare. Ar fi bun să-l traduc, dar când să le traduc? Pe toate. Când? Așa? Poate mai vede lumea și poate mai își bagă nasul și mai traduce și altul. Sau creează, sau... Gata, băiete, s-a făcut și 50. Gata, mergem imediat. Imediat fugim. Deci ăsta îl facem așa. Și îl vopsim roșu. Uite, așa îl facem noi de roșu. Roșu. Și aici îl punem albastru cum merită să fie. Orice link. Așa merită să fie albastru. Bun. Dacă are conținut, dacă nu are, nu merită. Deci facem așa și aici facem albastru. Și mai avem unul la albastru. Mai avem un link aici la vedeți și. Hai, hai băiete, hai, încă unul. Încă una și mă duc, deci aici nu mai avem altul. Avem aici crisis existențial, adică criza existențială. Aici un om stă pe malul mării și se uită contemplând semnificația, nu știu, vida, el, universul, a sua alrededor, se uită că pierdut timp degeaba, nu știe nici el de ce se uită, cum ne uităm toți. Desiderata, existențialismul, nihilismul, sentirul de la vida. Bun, deci ăsta am zis noi că n-are versiunea în limba română. M-a scutit pe mine de... Mai mă uit și pe... versiunea română câți biți are. Și aici vedem noi că are... Cât are, cât are, cât are? 4014. Bun, deci punem aici. Aici punem noi... Convertim ăsta în link. Și... Uite așa. Hai mă băi deodată, haide, haide. Așa. Vezi, norocul meu că a fost articolul foarte, foarte, foarte mic, dar uite că așa de mic n-am reușit să-l termin în timpul ăsta de aproape o oră. Bun, ăsta îl fac eu așa un pic mai gros ca să că așa consider eu că trebuie să fie. Și aici, tot la fel, aici criza existențială, ce, îi pun link-ul, așa, da, mă, ce se întâmplă? Pui bă, băi, de aici, pui băi, Zapatero de aici. E Zapatero de praf. Unde e naiba? Păi, unde se pune? Așa. Și acum să-i facem culoarea roșie, ca focul, ca așa e roșu. Bun, hai să-i punem aici și un punct de asta ca să... asta așa. Ca să fie... să vadă aici mai clar că e vorba de un... o pagină, cum îi zice, de legătură. Unde aici? Bravo! Și acum... Dă-te și tu un pic mai încolo, nu? Hai să punem și eu un punct aici. Uite așa, ca să fii și tu în rând cu alelalte. Și acum închid. Și mai vorbim și altă dată. Că acum trebuie să plec. Și...
O să închid imediat, nu cumva să se întâmple altceva când apăs pe butonul ăsta de închidere aici. Hai să-i dau să se publice. Hai mă băiete, hai mă băiete, hai mă băiete, că s-a făcut el.